Conștient de provocările vieții și ale societății, Apostolul Pavel abordează în prima sa scrisoare către Corinteni și problema serioasă și mereu actuală a curăției sexuale. În partea a doua a capitolului 6, ca un tată obligat nu doar să le facă morală, ci să-i și învețe sănătos și să-i ajute să umble corect, Apostolul Pavel plasează subiectul sub un principiu care poate fi extins și altor domenii. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. Reluat și îmbogățit și mai târziu, cu nuanța, din 1 Corinteni 10, versetul 23, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Oripilat de simplul fapt al cochetării unui creștin cu ispita sexuală și avizat de presiunea păcătoșeniei ce domnea în Corint, Apostolul Pavel formulează atenționarea sa în termeni categorici. Citez de la versetul 18 din 1 Corinteni 6. Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Viața cu Iisus este frumoasă, afirmă din toată inima pe orice cale și mereu cu alte cuvinte Apostolul Pavel. Sigur, necesită ajustări și echilibru în fiecare domeniu și aspect. Am vrea poate să trăim în altă zonă, în altă țară, sau ne-am dorit relansarea într-o nouă carieră, sau să părăsim în sfârșit singurătatea să începem aventura și bucuria mariajului. Nu uitați însă că decizia finală nu ne aparține niciunul din asemenea momente și domenii. Câtă vreme pretindem că îi aparținem lui Iisus, El este Cel care trebuie să decidă ce este cel mai bine pentru noi și să ne ajute și să acceptăm, ba chiar să ne bucurăm de orice primim din mâna, gura sau inima sa. Asta poate să însemne inclusiv să rămâi necăsătorit, dacă asta este starea ta de față. Repet, Dumnezeu știe cel mai bine ce ne trebuie și când. Cu multă grijă și bunătate, El ne asigură tot ce ne trebuie, prin tot felul de căi și împrejurări. El lucrează pentru noi, ne iubește, investește în noi și așteaptă să-i răspundem. Și cred că dorește să-L urmăm cu pasiune și fără ezitare. Să fim deci hotărâți ca, înainte de orice, să-L cunoaștem pe El tot mai bine și să-L urmăm tot mai îndeaproape pe Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, indiferent de situația noastră matrimonială. Deci, mariaj sau celibat este o dilemă care nu trebuie să ne distrugă bucuria. Da, suntem de acord, viața poate cunoaște întărsături neașteptate, poate fi dureroasă, poate fi solicitantă. Cu atât mai mult în astfel de împrejurări, Domnul vrea ca ochii noștri să fie ațintiți asupra Lui. Să ne concentrăm asupra vieții pe care trebuie să o trăim cu și pentru El și să-L păstrăm pe El ca prioritate. Bucuria Lui este să fim biruitori bizuindu-ne pe El și nu să trăim frustrați, irosindu-ne în iluzii, experiențe, aventuri sau tentative nefericite de a ne simți bine. Pentru că binele e unul singur, Dumnezeu.